În primul rând, aș vrea să vă spun că mă bucur mult că am apucat cu toții această zi, că am reușit în planul lui Dumnezeu să ne întâlnim și să stăm înaintea Lui și să ascultăm cuvântul Lui. Astăzi, așa cum a anunțat și Raul, am vrea să privim atât astăzi cât și mâine la doctrina despre om, la doctrina despre suveranitatea lui Dumnezeu și în mare parte la planul lui Dumnezeu cu privire la oameni. În mântuire, în alegere, în predestinare, chiar în omitere va fi un subiect, vor fi subiecte grele de digerat pentru unii, dar sperăm ca prin harul, mila și îndurarea lui Dumnezeu să înțelegem voia Lui cu privire la noi și El să fie acela care să ne dea har, putere și tărie ca să facem voia Lui în orice împrejurare. Astăzi aș vrea să începem cu suveranitatea lui Dumnezeu. Nu putem să vorbim despre har dacă nu înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu. A fi suveran înseamnă a nu fi influențat din exterior de cineva. Dumnezeu este singurul care este suveran, atât în cer cât și pe pământ. Dar, din păcate, după căderea în Adam, foarte mulți oameni resping acest atribut al lui Dumnezeu, suveranitatea. Este printre cele mai respinse subiecte când vine vorba de a discuta despre Dumnezeu și despre atributele sale. Astăzi aș vrea să privim puțin la suveranitatea lui Dumnezeu peste natură și materie, la suveranitatea lui Dumnezeu peste îngerii, atât cei știți cât și cei căzuți, la suveranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor oamenilor, cât și la suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Din păcate, de la multe amvoane astăzi se predică un Dumnezeu drumeț și cerșetor care bate la ușa oamenilor pentru a le deschide și nu se predică un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu care are toate lucrurile în mână și toate se fac după planul Său sfânt, toate se învârt după voia Sa suverană și toate se fac punct cu punct așa cum El a hotărât înainte de veșnicii. În primul rând aș vrea să privim la versete care arată clar în Scriptură că Dumnezeu este stăpân atât în cerul cât și pe pământ și unul dintre ele este cel care îl găsim în Daniel și spune așa în capitolul 4 cu 35: toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui, el face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce face. Toate versetele din Scriptură care arată că Dumnezeu face ce voiește după bunul Său plac, fiecare verset din Scriptură care arată că Dumnezeu este neinfluențat din exterior în luarea deciziilor de către oameni sau de către îngeri, arată către suveranitatea lui Dumnezeu. Încă din prima pagină din Scriptură vedem că Dumnezeu este acela care este suveran peste materie. La început spune că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. El le-a creat prin voia Sa, prin puterea Sa. El este acela care spune că a avut inițiativa să facă acest lucru și El este acela care nu a fost oprit de nimeni și de nimic pentru a-și duce planul la îndeplinire. Nu are rost să citim pentru că toți au citit primul capitol din Scriptură unde spune că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Pământul era gol și întuneric, era peste suprafața apelor și Duhul lui Dumnezeu se plimba deasupra și Dumnezeu este acela care a început să creeze din prima zi în cerurile și pământul, după aia a făcut oastea cerească, a făcut constelațiile, a făcut pomi, a făcut animalele, peștii și tot ce ține de asta. Deci Dumnezeu este suveran peste materie și creație. El este acela care a îngăduit și a făcut posibile fenomenele necesare vieții. Spune în Scriptură, mai ales în cartea lui Iov, spune că El este acela care
a făcut ploaia, a făcut zăpada, a făcut vânturile, le-a măsurat greutatea. El este acela care a dat soarele, nu? Pentru că fără a fi soare pe pământ, viața este imposibilă. Sunt versete destule care vorbesc, unul este în Iov, în 37 cu 6, unde spune, el zice zăpezii, cazi pe pământ, același lucru ploii, chiar și celor mai puternice ploi. Vânturile spune despre ele că le-a rânduit greutatea și a măsurat măsura apelor. Spune despre căldură, despre soare. El face să răsară soarele său atât peste cei buni cât și peste cei răi. El dă ploaia peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu este acela care în voia sa suverană și în puterea sa este cel care ne menține și aceste fenomene ale vieții care face posibilă viața pe pământ. El este stăpân și el este acela care este stăpân și peste fenomenele care poate periclita viața oamenilor pe pământ. El este acela care îngăduie ca peste pământ să vină secetă, să vină foamete, să vină chiar potopul. Deci el este acela care este suveran, el este acela care a hotărât aceste lucruri datorită din diferite motive pentru care el este drept când le-a luat și el este singurul în măsură ca să le aplice. Sunt destule exemple cu seceta din Egipt, nu cu seceta din Canaan de 7 ani. Potopul este, spune că Dumnezeu la potop stătea pe scaunul său în cerul, nu, și el a îngăduit ca potopul să vină peste omenire. Este acela care a adus urgiile din Egipt, mâna lui nu a fost către Faraon și către întreaga sa împărăție, care era cea mai tare din timpul respectiv. El este acela care este suveran în aceste fenomene care periclitează viața oamenilor pe pământ. Nu numai atât, dar Dumnezeu este suveran și asupra legilor naturale fixate de El. El este singurul, să știți, care le poate încălca. El este singurul care le-a fixat, le-a pus, dar El este singurul și care le poate încălca. Trecerea Mării Roșii este unul din exemple. El este acela care a îngăduit ca leviții să treacă Iordanul, nu să intre în Iordan, să oprească apele Iordanului și poporul să treacă în țara Canaan. El este acela care a oprit timpul în Valea Ialonului, în timpul lui Iosua. El este acela care a dat umbra pe cadranul lui Ahaz înapoi cu câteva trepte. El este acela care nu este supus timpului și de aceea el are putere nelimitată și putere nemărginită pentru a controla și a trece peste aceste fenomene fixate de el, aceste legi ale naturii. El este acela care a potolit furtuna prin Domnul Iisus, nu? Domnul Iisus fiind Dumnezeu, fiind suveran peste creație, El este acela care a potolit furtuna în Noul Testament. Dumnezeu este suveran, este stăpân peste regnul animal. El este acela care a adus animalele la Adam ca să le pună nume. El este acela care a adus animalele hotărâte de El ca să intre în corabia lui Noe pentru a fi salvate. El este acela care a adus broaștele, insectele, păduchii și toate plăgile care le-a adus peste egipteni. El este acela care în suveranitatea sa a călăuzit chivotul în carul tras de vacile care aveau viței acasă și spune că se uitau înapoi, dar nu s-au bătut de la drum și a ținut drept drumul înainte până ajunge acolo la evrei, unde au luat chivotul din nou și l-au adus în Israel. El este acela care a poruncit corbilor să-l hrănească pe Ilie la râul Chetron. El este acela care a trimis un chip, un pește, spune, ca să-l înghită pe Iona. Dumnezeu a fost suveran peste creația sa, peste regnul animal, încât toate îi împlinesc voia și niciuna nu spune nu când Dumnezeu spune da. El este acela care a îngăduit pescuirea minunată, nu, din Noul Testament, când spune că au prins 153 de pești și încă fiind atât de mulți încât mrejele n-au reușit să se rupă. El este acela care a protejat și Dumnezeu este acela care are toate lucrurile în mână și toate sunt sub controlul lui și nimeni nu poate să spargă aceste bariere trasate de el. El este acela care a închis gura leilor în groapă când Daniel, fiind aruncat din invidie de ceilalți dregători,
El este acela care le-a închis gura și spune că i-a făcut ca pe niște miei și nu s-au atins de robul său. Nu numai că Dumnezeu este stăpân peste legile naturii, peste creație, El este stăpân și peste îngeri. Până acum nimeni nu prea are de obiectat. Este stăpân atât peste îngerii, atât cei răi, cât și cei buni. Peste îngerii cei buni nimeni nu contestă lucrul ăsta, pentru că vedem că Dumnezeu îi trimite, ei își împlinesc acțiunea și după aia se întorc la Dumnezeu înapoi. Dar mulți poate obiectează că nu este stăpân, nu este suveran și peste îngerii cei răi. Dar sunt destule dovezi în Scriptură în care arată clar că Dumnezeu este stăpân și aceștia nu fac nimic fără să ceară permisiunea lui Dumnezeu și nu mișcă un deget fără ca Dumnezeu să le traseze anumite sarcini și anumite granițe în care ei să-și desfășoare activitatea. Lucrul ăsta cel mai clar îl vedem la Iov. Spune că a venit, a cerut permisiunea, apoi s-a atins de Iov. Altfel nu s-atingea nimeni de Iov. El este acela care, Dumnezeu spune că în suveranitatea sa a hotărât ca să trimită un duh rău între Abimelec, nu? Și între slujitorii săi și a apărut un conflict ca Abimelec să cadă. El este acela care spune că Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și acesta a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. În unul împărați știm episodul cu Ahab, când Mica profetul vine și profețește și spune: mergeți acasă că oile acestea ale lui Israel n-au păstor, mergeți acasă și spune că Domnul vă va face să pierdeți lupta asta. Și oamenii care nu s-au temut de Dumnezeu spune că au mers la luptă și un om a tras la întâmplare cu arcul și l-a lovit, la întâmplare în ghilimele, l-a lovit pe Ahab, regele lui Israel, și a murit. Dar Domnul le spusese că va pune un duh de minciună în gura tuturor profeților lui Ahab ca să cadă, să moară. El este acela care este stăpân și suveran peste satana, peste șarpele cel vechi. Spune că el este acela care va trimite un înger, îl va prinde, îl va arunca în adânc și îl va pecetlui pentru 1000 de ani. Până acum toate sunt bune și frumoase, dar Dumnezeu, să știți că nu este suveran numai peste materie, natură și peste îngeri. El este suveran și stăpân și peste creația sa, peste omenire. Este în general peste tot oamenii stăpân. Dacă veți citi Scriptura, veți găsi destule dovezi și argumente că Dumnezeu stăpânește asupra tuturor oamenilor în general. Viața tuturor oamenilor se află în mâna lui Dumnezeu. Spune așa: El ține în mână sufletul la tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc. Dacă nu s-ar gândi decât la el, dacă și-ar lua înapoi duhul și suflarea, tot ce este carne ar pieri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Dumnezeu controlează zilele omului și El permite ca cineva să se nască cu vreo boală sau cu vreun handicap. Dumnezeu este stăpân și toate le are în mâna sa. Spune în cunoscutul Psalm 139, nu? Când eram decât un plod în ochii tăi, un plod fără chip în ochii tăi mă vedeau, și în cartea ta erau toate scrise toate zilele mele înainte de a fi vreuna dintre ele. Nu numai atât, Dumnezeu este acela care hotărăște atât timpul cât și locul unde să nască și să trăiască oamenii. În Fapte 17:26 spune următoarele: El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și le-a pus anumite hotare. Dumnezeu este acela care a îngăduit ca să îi stabilească pe pământ în vremurile hotărâte de El și între granițele țărilor hotărâte de El. Dumnezeu este acela care le creează condiții favorabile de a trăi în teritoriile respective. Și am citat versetul în care Dumnezeu dă ploaie și soare atât peste cei buni cât și peste cei răi. Dumnezeu este acela care în suveranitatea sa conduce viața omului în așa fel încât omul ajunge să împlinească perfect planul și voia lui Dumnezeu cu privire la el. Un lucru greu de acceptat, dar să știți că este adevărat. În Proverbe 16:9 spune următoarele: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii.
În 19 cu 21, tot în cartea Proverbelor stă scris: omul face multe planuri în inima lui, dar ceea ce vine de la Domnul, aceea se îndeplinește. Dumnezeu este acela care în suveranitatea sa și în conformitate cu toate atributele sale, atât dreptatea, cât și dragostea, cât și bunătatea, cât și mânia sa sfântă, de multe ori să știți că este acela care hotărăște să pedepsească și popoare întregi pentru nelegiuirea lor. Și drepte exemple ne stau în Scriptură, atât poporul Egiptului, nu? Pentru a scoate pe evrei din captivitate, pentru că nu vreau să-i lase să plece de bunăvoie, atât cât și stau pildă, cât și cele 10 popoare cananite înainte de stabilirea evreilor în țara Canaan, cât și Israelul, cel mai elocvent exemplu. A fost lovit și iată, abia în 1948 Dumnezeu a îngăduit în planul său să întoarcă din nou în granițele promise de demult, de mii de ani, prin legământ părinților lor, Avram, Isaac și Iacob. Dumnezeu în suveranitatea sa este acela care ridică și răstoarnă lideri. El este activ implicat în bunul mers al lucrurilor, cât și în deciziile pe care le iau conducătorii și națiunile întregi. Spune așa, în Proverbe 21:1, inima împăratului este ca un râu în mâna lui Dumnezeu, pe care îl îndreaptă încotro vrea. În Daniel 2:21 spune următoarele: el schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați, el le dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. Dumnezeu este acela care în suveranitatea sa ridică pe unul, coboară pe altul, după bunul său plac, în conformitate cu dreptatea și justiția sa divină. El este acela care în suveranitatea sa poate împietri inimile oamenilor. Și drept exemplu l-avem pe Faraon. Spune că Dumnezeu a îngăduit ca să i-o împietrească și el și-a împietrit-o de multe ori ca Dumnezeu să-și arate gloria. Un subiect greu, dar va fi explicat de Raul, am înțeles. Și sperăm să înțelegem că Dumnezeu este stăpân și poate să facă ce vrea. Și la mulți oameni nu le place lucrul ăsta. Dumnezeu este stăpân în cerul și pe pământ. El este acela care a îngăduit ca un tiran, ca un om crud, să cucerească Ierusalim, să-l ardă, dar tot în bunătatea lui și în dragostea lui spune că pe Ieremia l-a ocrotit. Nu? Nebuzaradan, căpetenia oștirii, spune că a venit la Ieremia și spune că l-a pus să aleagă, ori să rămână cu poporul, ori să meargă cu ei în exil. Deci a nimicit poporul, a ars cetatea, spune, după aia la ceva timp le-au dărâmat și zidurile. Cirus, împăratul persilor, nu? Spune că, am citit despre că era un om crud, dar spune că a dat un decret influențat de Dumnezeu ca să zidească din nou cetatea, nu? Și tot din exil au plecat sub cirul. Nimeni nu-i se poate împotrivi lui Dumnezeu. Spune că hotărârea lui este luată, cine-i se va împotrivi, ceea ce-i dorește sufletul, aceea face. Dumnezeu, în suveranitatea sa, să știți că este acela care se poate împotrivi planurilor oamenilor și le poate dejuca. Și drept mărturie stau turnul Babel, când spune că Dumnezeu a fost acela care în suveranitatea sa a coborât și le-a dat planurile peste cap încurcându-le limbile. El este acela care a aruncat în Marea Roșie carele lui Faraon și le-a dat planurile peste cap de a ucide poporul ieșit din exil. El este acela care dejoacă planul lui Irod în Matei capitolul 2. El este acela care spune că l-a scos pe Petru din mâna lui Irod când era în temniță. Și în Psalmul 2, de la 1 la 4, cred că
putem trage concluzia în ceea ce privește că Dumnezeu poate să dejoace planurile oamenilor. Spune așa: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate jodii. Dumnezeu, în suveranitatea sa, este acela care dejoacă planurile oamenilor. Dumnezeu este acela care este suveran și stăpân, nu numai în creație, în natură, peste îngeri, asupra oamenilor în general, dar este acela care este suveran și în mântuirea oamenilor. Atât Tatăl este suveran în mântuirea oamenilor, cât și Fiul, Hristos Iisus Domnul, cât și Duhul Sfânt. Dumnezeu este sursa mântuirii. Iona, fiind la strântoare, spune că de la Domnul vine mântuirea. A recunoscut. În Apocalipsa spune: strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este al Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a Mielului. În Fapte spune cel mai clar: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Dumnezeu este suveran în mântuire. Tatăl, să vedem cum este suveran în mântuire. Este suveran în mântuirea oamenilor în actul alegerii și stau mărturie în Scriptură, atât capitolul 1 din Cartea Efesenilor, Romani 8, parte din el, Roman 9 și foarte multe alte versete. O să fie dezbătute după amiază, mâine dimineață. Nu vreau să intru prea mult în ele, dar vreau să vă citesc de la Roman 8, 29, versete care mie unu-mi plac. Spune așa: căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu voia să-și arate mânia Lui și să descopere puterea? A suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei Lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Despre noi e vorba. Dumnezeu Tatăl este suveran în mântuire. În Efeseni, capitolul 1, de la 4 la 6 spune: în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii pentru ca să fim spinși și fără prihană, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim sfinți, să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. De ce? Spre lauda harului Său care ni l-a dat în preaiubitului. Tatăl este suveran, adică nu este influențat când ia hotărârea ca oamenii să fie salvați, să fie mântuiți. Dumnezeu este suveran în tragerea la Hristos. În Cornilescu spune a trage. În greacă am înțeles că este helpuo, care înseamnă a trage. A trage cu putere, a trage cu forță. Nu este vorba de o atragere ca de magnet, ci verbul de acolo mai este folosit când spune că Petru a tras sabia din teacă, pescarii trăgeau mrejele. Cuvântul de acolo este tragerea la Hristos. Da. Spune așa: nimeni nu poate să vină la mine dacă Tatăl nu l-atrage. Deci nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi.
În Ioan 6 cu 65 spune la fel și a adăugat Domnul Iisus, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Tatăl este suveran în atragerea sau în tragerea oamenilor la Hristos. Fiul, Hristos, Domnul, este suveran în mântuirea oamenilor. Spune așa în Ioan 10 cu 18, nimeni nu-mi ia viața cu sila, ci eu o dau de la mine. Am putere să o dau, am putere să o iau. Iarăși, aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. În Romani 8, de la 33 la 34 spune, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, va mai mult. El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Fiul este suveran în mântuire. Nu numai atât, și Duhul Sfânt este suveran în mântuirea oamenilor. El este acela care regenerează. Și în 3 cu 6 în Ioan spune Duhul. În Ioan 3 cu 6 spune, ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Duhul este acela care dă viața spirituală. Spune că Duhul este acela care dă viața. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Duhul Sfânt, în suveranitatea sa, acționează în mântuirea oamenilor și spune așa, în 2 Tesaloniceni 2 cu 13. Noi însă, praspre iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Duhul este suveran. Toți trei, atât Tatăl cât și Fiul, cât și Duhul Sfânt, sunt suverani în salvarea oamenilor. Așadar, avem de-a face cu un Dumnezeu Sfânt, cu un Dumnezeu stăpân în cerul și pe pământ, care controlează toate evenimentele. Nimic, să știți că nu se întâmplă fără voia Lui, nimic nu ia ființă fără ca El să poruncească. El este acela care este măreț, este glorios. Noi nu avem cuvinte de multe ori să îl descriem oamenilor. Fiecare cred că îl poate percepe prin el însuși, să-i vadă măreția, să-i vadă gloria în viața lui, în lucrurile pe care le-a descoperit. De multe ori avem impresia că Dumnezeu nu este implicat în nimic, ci de multe ori ne-a uitat și ne-a lăsat. Nu, Dumnezeu știe fiecare eveniment care se întâmplă, atât în trecut, cât și în prezent, cât și în viitor. Nimic nu-L ia prin surprindere. De multe ori noi avem intenția să îl limităm pe Dumnezeu, să limităm atributele, atât pe cele ale dragostei, cât și atributul omniscienței, cât și omniprezenței. Noi suntem aceia care îi trasăm tipare lui Dumnezeu. Nu, El este unul care sparge tiparele. Noi încercăm cu o minte limitată și finită să-L încadrăm într-o cutiuță sau să-L ținem cumva în mână. Deci nu, Dumnezeu este imens, este de necuprins cu mintea umană. El face atât de multe lucruri încât noi nici nu ne putem imagina. El este implicat în toate lucrurile. Nimic din universul ăsta nu se face fără știrea Lui. Nimic nu s-a întâmplat fără ca El să știe sau să permită. Din cădere mi s-a tras acest lucru. De la căderea lui Adam am primit lucruri care ne-au separat mintea de Dumnezeu, ne-au întunecat mințile, ne-a întunecat vederea, de a-L vedea așa cum este de măreț, de glorios. El este acela care spune că are ca praf al picioarelor nori. El este acela care spune că călărește pe un heruvim și străbate cerurile. El este acela care domnește, să știți, în cerul și pe pământ și peste viața oamenilor. El este cel care este implicat în toate lucrurile. Dar din păcate mulți îi neagă atributul suveranității și toate subiectele care vor fi atât astăzi cât și mâine, toate
să știți că au la bază suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă veți uita acest lucru, dacă veți uita că Dumnezeu este departe și stă departe, ca unul care, mulți îl văd ca pe unul care este ca pe un ceasornicar, care întoarce un ceas și îl lasă să meargă. Și el nu se mai implică cu nimic pe urmă, ci lucrurile evoluează conform voii lor. Nu, Dumnezeu este acela care are toate lucrurile sub control. Cum ne afectează pe noi faptul că Dumnezeu este suveran? Păi, în primul rând, vedem în noi înșine cum ne afectează atât suferințele, cât și încercările, fiecare dintre noi. Dacă știm că Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile, Dumnezeu este acela care trebuie să știți că este la firma tuturor lucrurilor. Și dacă vezi un om deznădăjduit, un om căzut, un om care nu mai are nicio speranță, este unul care încă nu a înțeles suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lasă nimic la voia întâmplării și nimic nu se întâmplă în viața unui om fără ca Dumnezeu să îl învețe ceva pe omul respectiv. Deci de multe ori să știți că nu învățăm din ce ne dă. De multe ori suntem rebeli și încercăm să fugim. Dar Domnul să știți că nu mai trece odată pe la capitolul respectiv ca să învățăm lucrul respectiv. El este acela care domnește și în necazuri, și când suntem în groapa așa mai de jos, când și atât timp cât suntem și pe culmile cele mai de sus spirituale. El este acela care este la târma tuturor lucrurilor. Toate lucrurile, să știți că fac parte din planul Lui. Toate lucrurile sunt încadrate în voia Lui permisivă. De multe ori nu înțelegem și de multe ori întrebăm de ce se întâmplă un lucru sau altul. Dar să știți că El este la târma tuturor lucrurilor și toate se vor duce la îndeplinire conform planului Său. Pentru mine, unul, să știu că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu este la târma tuturor lucrurilor. Lucrul ăsta îmi dă curaj, îmi dă putere și îmi dă tărie, pentru că știu că Dumnezeu este stăpân și Dumnezeu este acela care protejează, Dumnezeu este acela care iubește, care pedepsește, care este implicat în toate lucrurile și nimic nu se întâmplă fără voia Lui, care, să nu uitați niciodată, că este una dreaptă, bună și este întotdeauna spre folosul meu. Amin.